Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bună seara și bine ați venit la finala concursului Miss Moldova 2016! Concursul ce este organizat de către reprezentantul oficial Miss World in Moldova. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Перед тем, как мы начнем, позвольте представиться. Мой коллега на сегодняшний вечер, Дрэгги Смайл. Ваши аплодисменты. Și frumoasa Elena Podorac. Дамы и господа, национальный конкурс Miss Moldova уже 17 лет проводится в Молдове. Его финалистки и победительницы известны не только в нашей стране, но и за рубежом. Они представляли Молдову на престижных международных конкурсах. А победительница сегодняшнего конкурса представит нашу страну на самом главном конкурсе красоты планеты. Конкурсе Miss Мира. Obișnuim deseori să spunem că în Moldova sunt cele mai frumoase femei. A sosit momentul să demonstrăm acest lucru. Miss Moldova nu este doar o competiție de frumusețe. Deținătoarea titlului Miss Moldova 2016 ne va reprezenta țara la concursuri internaționale și, sperăm noi, că va aduce în țară cel puțin un trofeu. Așadar, să începem celebrarea frumuseții la cel mai important eveniment al anului, Miss Moldova 2016. Thank you.
invităm participantele Miss Moldova în scenă, însoțite de faimoasa orchestră Cristofor Aldea Teodorovici Orchestra și uimitoarea Cristina Scarlat. Ciocârlile, nu amește nimeni primăvara. Primăvara, primăvara, n-amintești la câtă oară de lumina dragostei din tâi. Primăvara, primăvara, n-amintești la câtă oară de lumina dragostei din tâi. Lumina dragostei din tâi. Primăvară, primăvară, mi-amintești a câtă oară de lumina dragostei din câtă oară de lumina dragostei din tâi. Primăvară, primăvară, ne-amintești a câtă oară de lumina dragostei din tâi. Ваши аплодисменты участнице конкурса «Мисс Молдова 2016». Ну а теперь настал момент познакомиться с каждой из наших конкурсанток. Партиципанта к номеру 1 Габриэла Сливка. Sunt studentă la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării. Emotivitatea și expresivitatea trăsăturilor mele sunt calitățile ideale pentru o viitoare actriță. Din acest motiv fac în paralel și Facultatea de Arte Frumoase. Fiind în zodia Balanței, sunt un copil incurabil. De aceea, cel mai mare vis al meu e ca bomboanele să crească pe copaci. Участница под номером 2 Юлия Глоба, 21 год, город Купчинь. Cel mai mare vis al meu e să-mi trăiesc viața cu demnitate, să fiu un model pentru viitoarea mea familie și să rămân mândria părinților mei. Amore,
Participanta cu numărul 3, Laura Jdanov, 19 ani, orașul Strășeni. Motoul meu în viață este perseverența. Încerc să fiu onestă și tind spre un destin frumos. Участница номер 4, Александра Попа, 23 года, город Кишинев. Студент la Universitatea Tehnică din Moldova, specialitatea design vestimentar. Paralel aplic cunoștințele teoretice în practică în cadrul întreprinderii mele de confecționare a ținutelor vestimentare. Participanta cu numărul 5, Tamara Zarețcaia, 19 ani, orașul Chișinău. Sunt o persoană foarte comunicabilă și veselă. Arta joacă un rol important în viața mea. Pentru mine, pe primul loc, stă patria și eu cred că Moldova este o țară minunată, cu natură superbă și cu cele mai frumoase fete. Конкурсантка под номером 6, Ирина Раецкий, 18 лет, город Бендер. Pasiunea mea este cânticul. În viitor aș vrea să fac cursuri de masaj. Îmi place foarte mult să admir natura și să călătoresc. În special aș dori să cunosc toată Moldova și frumusețile ei. Participanta cu numărul 7, Ilinca Sturzescu, 18 ani, orașul Chișinău. Sunt o fire pozitivă, energică, dar nu în ultimul rând și ambițioasă. Practic dansurile de 10 ani și pot spune la sigur că fac o mare parte din viața mea. Sunt de părerea că viitorul aparține doar celor ce cred în puterea visurilor sale. Участница номер 8, Диана Кроитор, 17 лет, город Аняниной. Sunt o fire calmă, receptivă și îndrăgostită de frumos. Îmi place seninul cerului, deoarece semnifică puritatea și libertatea. Participanta cu numărul 9, Tatiana Ovcinicova, 18 ani, orașul Chișinău. Iubesc să descoper noi orizonte și sunt pasionată de muzică jazz. Scopul meu în viață este să ajut oamenii nevoiași, pentru că fiecare de noi are nevoie de sprijin. Участница под номером 10, Виктория Раиляно, 20 лет, город Яловень. Pe prim plan, pentru mine este familia, după care aș dori să am și o carieră de succes. Participanta cu numărul 11, Diana Corcoja, 22 de ani, orașul Bender. Îmi place foarte mult sportul, îndeosebi în notul. Ador mașinile, viteza și Formula 1. Iar pasiunea mea cea mare este să călătoresc, să cunosc noi oameni, obiceiuri și tradiții, însă oricum revin cu drag pe meleagurile Moldovei.
под номером 12, Алина Кирчиу, 20 лет, город Кишинев. Посюня мне есть лектура, ще висес се кунос клумя кинематографией. Participanta cu numărul 13, Veronica Busuvoi, 19 ani, orașul Chișinău. Iubind muzica, depun multă, multă dragoste și suflet în piesele care le cânt, ca să trezesc acea magică dicărire a fiecărui om care șoptește să-și trăiască propriul lor vis. Под номером 14, Олеся Фетку, 17 лет, город Кишинев. Дин купилария мою кубку дансу, ще держа де патру ань, сунт кампиона Молдови, ла дансул спортив. Дансул есть о партия импортанте дин вяце мя. Participanta cu numărul 15, Diana Toma, 21 de ani, orașul Criuleni. Iubesc frumosul, oamenii, dar mai ales copiii. Apreciez sinceritatea, modestia și bunul simț. Consider că aceste trei calități sunt absolut necesare pentru a forma o lume mai bună. Hai, hai, te așteaptă dorme. Hai, hai, ce-ar mărbă ai. Участница номер 16, Корина Здробеу, 18 лет, город Кишинев. Încă de mică sunt pasionată de muzică și dans, însă în prezent îmi găsesc alinarea sufletească în paginile cărților. Familia, prietenii și optimismul îmi oferă posibilitatea să trec peste obstacolele vieții. Participanta cu numărul 17, Valeria Nastas, 15 ani, orașul Chișinău. Sunt cea mai tânără participantă concursului Miss Moldova 2016, dar cred că aceasta nu va fi un obstacol pentru juriu să-mi dă o șansă să particip la Miss World 2016. Участница номер 18, Даниела Марин, 16 лет, город Льова. La Miss Moldova eu reprezint orășelul meu iubit, Leova, unde locuiește familia și prietenii mei. Ei spun că sunt optimistă și asta mă încurajează. Participanta cu numărul 19, Valeria Vornicescu, 17 ani, orașul Chișinău. Sunt o fire pozitivă, prietenoasă, binevoitoare și petrec la maxim fiecare clipă a vieții. Îmi ador familia, dar îmi respect și prietenii care mă înconjoară. Fiecare succes al meu mă motivează să parcurg drumul vieții demnă și încrezută în sine. Номером 20, Корина Врабий, 22 года, город Единец. Îmi place foarte mult să călătoresc și oriunde nu aș pleca, mă mândresc de faptul că sunt moldoveancă. Câteva cuvinte care mă definesc sunt și diviza vieții mele. Nu există, nu pot, ce există, doar nu vreau.
Participanta cu numărul 21, Olga Zotea, 20 de ani, orașul Chișinău. Nu cred în noroc, ci doar în forțele proprii. Prefer să accept provocările prin care să progresez și să mă descoper. Pentru aceasta am nevoie să-mi mențin armonie interioară, combinând Thai boxul și yoga. Motoul după care mă ghidez, nu există merg acolo și văd ce fac. Există merg acolo și fac totul perfect. Vine primăvara vieții mele, cu căldarea plină de vopsele. Ученица под номером 22, Майя Полдя, 20 лет, город Кишинев. Sunt frumoasă, pozitivă, îmi place modul activ de viață și visez să călătoresc prin toată lumea. Îmi doresc să devin o persoană împlinită și să creez o familie unită. Participanta cu numărul 23, Ana Munteanu, 18 ani, orașul Bălț. Mereu am în preajma mea persoane puternice și optimiste care au un rol important în dezvoltarea mea. În timpul liber îmi place să pictez, arta fiind pasiunea mea cea mare. Să-nfulțească în colțul gurii, dragostea să înflorească iară, vino ploaia mea de primăvară. Iată, acestea au fost participantele noastre din acest an. Ați avut ocazia să urmăriți prima etapă a concursului, iar juriul deja a reușit să-și creeze o primă impresie. А теперь приглашаем участниц на свой первый парад под аккомпанемент Кристофор Алдо Теодорович Оркестра и Кристина Скарлат с песней «Юбиряна Терзие». Sunt cărările astrale, nu pleca. Eu știam că o să vin.
Iar acum a sosit momentul să vă prezentăm pe cei care astăzi au o misiune foarte grea. Ei sunt cei care vor decide cine va fi deținătoarea titlului Miss Moldova 2016. Mult stimatul nostru juriu vor evolua concurentele nu doar după aparențe, deoarece imaginea unei persoane este constituită din mai multe criterii. Cum ar fi splendoarea, capacitatea de a comunica, exprimarea, dar și potențialul de a se integra în orice colectiv. Anume, acestea sunt cele mai importante criterii de apreciere a concurentelor. Судейская коллегия оценивать будет не только внешность девушек, так как модель человека – это совокупность атрибутов личности, включающие в себя не только внешние данные, но и обаяние, экспрессию, лучезарность, коммуникабельность, позитивную энергию и также умение влиться в любой коллектив. Именно эти критерии – самые важные в оценке девушек. Так что позвольте нам представить с великим удовольствием судейскую коллегию сегодняшнего вечера и, поверьте, уж очень нелегкий выбор у них сегодня будет. Под ваши аплодисменты Андрей Баршевич, директор бюро «Мисс Молдова». Ина Пынзару, директор креатива ал брендului «Диверо». Арина Коршикова, директор школы моделей «Престиж». Georgeta Amir, designer brand Georgette, membru al Consiliului Brandurilor Autohtone din Inimă. Andrei Kovalenko, zamdirector radio Polidisc Ruskaya Radio. Nicolae Platon, directorul Centrului de Informare și Promovare a Turismului din Moldova. Nicolae Damaskin, Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Oswald Boateng. Yusuf Kırıkılı. Elena Danilciuk, deținătoarea titlului Miss Teen International 2002, Miss Moldova 2002, Miss Balkan 2003. Irina Copaniță, director concursa Miss Ucraina. Natalia Pikşen, partener Levent Kimya, orașul Istanbul. Tamer Karadalı, actor из Турции, который на протяжении 7 лет снимается в американских фильмах. Daniel Rakoviță, creator de modă. Liviu Ionescu, director MRI Models Bucharest и председатель жюри конкурса Miss Moldova 2016. Вот наш судейский состав. У них сегодня очень нелегкая задача. Им предстоит решить, кто станет обладательницей титула «Мисс Молдова 2016». Până a ieși în scenă, participantele Miss Moldova au avut săptămâni grele de pregătiri, cu multe repetiții. Dar, chiar și așa, sportul mereu și-a găsit loc în graficul lor supraîncărcat. Так как каждая девушка знает, что в здоровом и спортивном теле здоровый дух. Give me from the top.
встречайте аплодисментами второй конкурсный выход девушек «Спортивный». Everybody say! Say, if you can't read from the same page, maybe I'm going there, maybe I'm going blind, maybe I'm out of mind. Ooh, yeah. Okay, now he was close, trying to masticate you, but you're an animal, baby, it's in your nature. I'm never liberating you, I didn't need no papers, you don't need your maker, and that's what I'm gonna put down. I know you want it, yeah. I know you want it, ooh. I know you want it, you're a good guy. Yeah, a pop on plastic, yeah. Talk about got a plastic, ooh, yeah. Yeah, I know you want it, ooh. I know you want it, ooh. I know you want it, you're a good guy. Yeah, got a pop on plastic, most wanna get nasty, yeah. Go ahead, get at me. What you never dreams for, what you never dreams for, what you never steams for. You're the hottest bitch in the store. I feel so lucky. Hey, hey, hey. You wanna get grab me? Hey, hey, hey. You wanna get nasty? Hey, hey, hey. Yeah. Okay, now he was close, trying to domesticate you. Adore an animal, baby, it's in your nature. But let me liberate you. I don't need no papers. The man is not your man. Oh no, I know you want it. You're a good girl. Yeah. Come by the plastic. Yeah. Talk about got plastic. Yeah. Drop the cheek, that cheek is true of me. You could have funk over funk a bit every single day, every single night. I will be watching you with all of my mind, cause that's what I do. Look to the like, grooving and a grooving and a grooving to the strike. Like peace in the butt, that's you and me. Get out. I keep talking to a Hollywood jump. Oh, yes, I am. Billy got a heart, gotta have a body, and I don't know why. So tell me, what you gonna do? Yeah. Oh, and listen, I will call my group. Tick, 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 tack. My time is running. Baby, 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 girls, ain't no money, just follow me. Let's get the groove. Let's get to the groove. Yeah. I don't know if you want it. Yeah. Good girl. Yeah. Come on. Yeah. Ooh. Good girl. Yeah, baby. I know you want it. Oh, you're a good girl. Come on, yeah. From problem plastic. Talk about got a plastic. Yeah, I want this baby. Yeah, one. Got a plastic girl, yeah. I see those sex again. Talk about that plastic, baby, come on. Drop to the G, yeah. Yeah, come on, yeah. Ooh, come on.
Следующий выход, я думаю, что правильнее всего будет, если объявит мой коллега. Но, тем не менее, я хочу сказать, мужчины, готовьтесь, завистливые женщины, закройте глаза. Am ajuns la cea mai fierbinte etapă a concursului, fără de care nu are loc nicio competiție de frumusețe. Concursul costumelor de baie. As you can stand, make love to you right now. That's all I wanna do. Yeah. I know you need it, girl. I know I need it too. 'Cause I found what the world is searching for. Here, right here, my dear. I don't have to look no more. Yeah. And no, my baby. I hope and I pray for someone just like you to make me feel the way you do, yeah. Never, never gonna give you up. I'm never, ever gonna stop. Not the way I think about you, girl. I just can't live without you. I'm never, ever gonna quit. Quit just staying my stake. Gonna stay right here with you, yeah. Do all the things you want me to. Whatever, whatever. Girl, I do. Whatever, whatever, yeah, 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 yeah. I'll
see through. You've given me much more than words could ever say. But oh my dear, I'll be right here until my dying day. Don't know just how to say all the things I feel. I just know that I love you so, and it gives me such a thrill. Cause I found what the world is searching for. Here, right here, my dear, I don't have to look no more. My baby, I hope and I pray for someone just like you to make me feel the way you do. Yeah, never, never gonna give you up. Yeah, I'm never, ever gonna stop. Not the way I think about you, girl. I just can't live without you. I'm never, ever gonna quit. Quit just staying my sake. Gonna stay right here with you. Yeah. Do all the things you want me to, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ooh, baby. Show you the baby, yeah. Never, never gonna give you up. I'm never, ever gonna stop. Not the way I think about you, girl. I just can't live without you. I'm never, ever gonna quit. Quit just staying my seat. Gonna stay right here with you, yeah. Do all the things you want me to, yeah. I'm never gonna give you up. I'm never ever gonna stop, yeah. Not the way I think about you, girl. I just can't live without you. I'm never ever gonna quit, yeah. Quit just staying my state. Gonna stay right here with you. Do all the things you want me to. Baby, yeah. I swear. That's not what I can think of, yeah. So now, I'm walking down the street, in the city, just looking at the moon. Never, never gonna give you up, yeah.
I'm never ever gonna stop. Not the way I think about you. Girl, I just can't live without you. I'm never ever gonna quit. Yeah, quit just staying my state. Gonna stay right here with you. Yeah. Do all the things you want me to. Whatever, whatever. Girl, you got it. Yeah, baby, you got it, girl. Whatever you need. I don't want to see you without it. I've got to keep you pleased in every way I can. Gonna give you all of me as much as I can stand. Make love to you right now, that's all I wanna do. I just know that I love you so, and it gives me such a thrill. Cause I found what the world is searching for. Here, right here, I don't have to look no more, yeah. And oh my baby, I hope and I pray for someone just like you to make me feel the way you do, yeah. Never, never gonna give you up. You know that. I'm never, ever gonna stop. Not the way I think about you. Girl, I just can't live without you. I'm never, ever gonna quit. Yeah. With just staying my state. Gonna stay right here with you, yeah. Do all the things you want me to, yeah. Never, never gonna give you up. Oh baby, yeah. I'm never ever gonna stop. Well, not the way I think about you. Girl, I just can't live without you. I'm never ever gonna quit. Quit just staying my state. Gonna stay right here with you, yeah. Do all the things you want me to. Come on, come on. Приглашаем участниц на парад. Never, never gonna give you up. I'm never ever gonna stop. Not the way I think about you, girl. I just can't live without you. I'm never ever gonna quit. Quit just staying my state. Gonna stay right here with you, yeah. All the things you want me to, yeah. Never, never gonna give you up. The way I think about you. Girl, I just can't live without you. I'm never ever gonna quit. Yeah. Just stay. We just say, let's see, girl. I'm gonna be great with you, girl. Yeah, all my life, baby. All my life, yeah. Never. Right on. Right on the groove. Rerun. Right on the groove. Right on, baby. Right on, baby.
După această defilare grațioasă, toți au nevoie de o pauză, iar juriul se retrage pentru a decide cine vor fi fericitele câștigătoare și cine va fi deținătoarea titlului Miss Moldova 2016. Let's go to New York. Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill. All right, the top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in all New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues are melting away. I'm gonna make a brand new start of it in all New York. And if I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York. Выбор предстоял нашим членам жюри, но тем не менее выбор сделан. Но перед тем, как мы узнаем результаты, мы приглашаем наших участниц на грандиозное дефиле в вечерних платьях. Cristofor Aldea Teodorovici Orchestra și frumoasa Cristina Scarlat vor acompania această defilare grațioasă cu piesa Cireșele Amare. Aplauze, vă rog!
de acum. Mi dărui focul dulce cuori. Dar spune-mi tu cu cine ai strâns cireșe prin păduri. Eu știu că te prefaci acum, că nu mă știi, că nu mă vezi. Dar spune-mi tu la pieptul cui cădeai prin ochii vezi. Cireșele amare, ce dulce erau cu tine. Cireșele amare, din codri ce cântau. Cireșele amare, din verile senine. Cireșele amare, din taina mea și a ta. Eu știu că altăia acum mângui părul cel bălai. Dar spune-mi tu de subțior pe cine ridicai. Eu știu că nu am să mă pierd cu ochii mei cei mari și adici. Dar nici când nu voi uita cireșele de-atunci. Cireșele amare, ce dulci erau cu tine. Cireșele amare, din codri ce cântau. Cireșele amare, din verile senine. Cireșele amare, din taina mea și a ta. Дамы и господа, вот они, наши красавицы. А теперь настал самый важный момент этого вечера. Награждение участниц. Doamnelor și domnilor, momentul culminant al acestei seri. Să înceapă decernarea. Toate participantele primesc flori și cadouri din partea biroului Miss Moldova. Aplauze! Цветы и ценные подарки от бюро «Мисс Молдова» для всех участниц конкурса «Мисс Молдова 2016». Biroul Miss Moldova deține licențele Miss World și Miss International. Anul acesta, biroul Miss Moldova a obținut licența pentru concursul Miss Earth. În cadrul concursului Miss Moldova 2016, juriul a ales reprezentanta pentru acest prestigios concurs internațional. Итак, девушка, которая поедет представлять Молдову на конкурсе красоты Miss Earth 2016, становится участница под номером... Какой номер? Участница под номером 9, Овчинникова Татьяна!
Ваши аплодисменты. Татьяна поедет представлять Молдову на конкурсе Miss Earth 2016. Аплодисменты в рог. Ну а теперь вторая вице-мисс Молдова. Становится участница под номером 10, Виктория Рейляну. Виктория получает подарки и денежный приз на 1000 условных единиц. Prima vice Miss Moldova îi revine participantei cu numărul 12, Alina Kirciu. Alina Kirciu, vice Miss Moldova 2016. Alina va primi un premiu bănesc în valoare de 2000 de unități convenționale. Аплаузы! Ну а теперь для награждения Мисс Молдова 2016 мы приглашаем на эту сцену Мисс Молдову 2015. Анастасию Якуб, под ваши аплодисменты! Итак, девушка, которая помимо очень престижного звания Мисс Молдова 2016 получает также в подарок автомобиль Suzuki Swift. Мисс Молдова 2016 становится участница Даниэла Марин. Аплаузы! Ваши аплодисменты. Даниэла, мы просим тебя, чтобы ты продефилировала для всех, чтобы все полюбовались твоей грацией и красотой. Ворог аплодацию пен Мисс Молдова 2016. Даниэла Марин. Красоты завершается. Мы желаем Даниэле удачи на международных конкурсах. Мы, несомненно, будем следить за ее успехами. На этом у нас все. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. Ne bucurăm foarte mult că ați fost alături de noi, că ați privit așa un show frumos. Vă mulțumim și ne luăm rămas bun. O seară minunată.